Inflația, costurile investițiilor, precum și scăderea consumului de gaze sunt trei factori decisivi care au determinat creșterea facturilor la gaze începând cu 1 iulie. Autoritatea Națională de Reglementare în Energie, ANRE, a aprobat creșterea medie de 19% a tarifelor reglementate de distribuție aplicabile consumatorilor de gaze naturale beneficiare ai serviciului de distribuție. Majorarea reprezintă aproximativ 10 lei pe megawatt-oră distribuit. Tarifele de distribuție se aplică pe un an tarifar pentru perioada 1 iulie 2024-30 iunie 2025. ANRE mai transmite că pentru un client casnic ce locuiește într-un apartament cu 3 camere și are un consum anual de gaze naturale de 3 megawatt-oră, valoarea lunară a facturii de gaze naturale ar putea crește cu aproximativ 2 lei și 50 de bani. Modificarea tarifelor este determinată de trei factori principali. Creșterea costurilor serviciului de distribuție gaze naturale cu inflația prognozată a anului 2024 de 4,6%, creșterea costurilor de capital în urma realizării în anul 2023 a unui volum investițional record, atât în racordări de noi consumatori, cât și în extinderi de sisteme de distribuție în zonele concesionate, precum și ca urmare a reducerii cantității de gaze naturale distribuite în anul 2023 cu 8%.